Hei, bine v-am regăsit la un nou episod Șef Acasă. Astăzi voi găti un desert. Este un desert pe care l-a făcut foarte multă lume în timpul pandemiei. Banana bread. Pentru această rețetă avem nevoie de banane, făină, unt, bicarbonat, zahăr brun, puteți folosi și zahăr normal, migdale tocate, puteți folosi miez de nucă, alune, alune de pădure și ouă. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să dăm drumul la cuptor. Îl setăm la 180 de grade la funcția de ventilație. Apoi ne apucăm de zdrobit bananele. Pe o farfurie punem bananele curățate, foarte bine coapte. Astfel au și o aromă mult mai intensă, sunt și mai ușor de zdrobit. Zdrobim bananele cu ajutorul furculiței până când obținem o pastă. Aceasta este pasta de banană pe care o vom folosi un pic mai târziu. Acum, într-un bol vom pune untul, care este la temperatura camerei, și zahărul. Amestecăm bine până când se incorporează zahărul în unt. Iar cu ajutorul unui mixer vom face o cremă. Vom adăuga ouăle. Este prima oară când fac și o banana bread. Dacă nu-mi iese. Așa, am adăugat ouăle peste zahăr și unt și amestecăm din nou la viteză medie cu mixerul de mână. Vom adăuga făina, o linguriță de bicarbonat, punem și un praf de sare. Sarea în prăjituri are rolul de a potenția un pic aroma bananelor sau în general a fructelor pe care le folosim în orice prăjitură. După ce am adăugat făina, bicarbonatul și sarea, amestecăm ușor cu mixerul din nou. Adăugăm bananele strivite. Amestecăm foarte bine cu ajutorul unei spatule de silicon, până când bananele se integrează foarte bine în compoziție. La sfârșit, punem bucățile de migdale. Cum am mai zis, puteți folosi și miez de nucă sau alune, dar pentru mine combinația de migdale și banane cred că se potrivește cel mai bine, după părerea mea. Asta este compoziția pe care am obținut-o. Nu rămâne decât să o punem în forma de cake. O așezăm foarte bine să ajungă și în colțuri. Deasupra prăjiturii, înainte să o băgăm în cuptor, putem pune bucăți rupte de banană sau, dacă doriți, le puteți tăia. Eu prefer să le rup cu mâna pentru că au un aspect un pic mai interesant. Aceasta este prăjitura gata să intre la cuptor. O vom băga timp de 50 de minute la 180 de grade. Doamne ajută! Timpul s-a scurs, prăjitura este gata și am emoții o grămadă pentru că este prima oară în viața mea când fac această prăjitură. Arată minunat, miroase minunat, a ieșit din formă foarte ușor, ceea ce înseamnă că este o prăjitură reușită, dar trebuie să aflăm și cum este în interior. Arată minunat. De mâine patiser. Deci dacă fierbinte arată așa, rece arată demențial.
Sunt foarte mândru de această rețetă, așa că trebuie să încercați neapărat și voi. Mie mi-a ieșit din prima, cu siguranță o să vă iasă și vouă. Până atunci, poftă bună!